Un polițist curajos a înfruntat o mașină în flăcări pentru a sparge un geam și a-l trage afară pe șoferul prins în interiorul acestea în Statele Unite. Gestul polițistului a fost lăudat de toți cei care au văzut înregistrarea. Întreaga întâmplare a fost filmată cu camera video cu fixare pe corp purtată de ofițer. După ce a sosit la locul incidentului, polițistul s-a năpustit spre mașina în flăcări. După ce a spart geamul din dreptul șoferului, l-a întrebat dacă poate deschide ușa și l-a rugat să-și scoată centura de siguranță. Deși șoferul a declarat că este singur în mașină, polițiștii au continuat să spargă geamurile pentru a se asigura că nu mai este nimeni înăuntru.